Bună și bine ați venit sau revenit într-un nou True Crime. După cum vedeți avem un nou background, sper să vă fie milă de mine în seara asta pentru că înregistrez efectiv pe jos. Acest clip e strict informativ și are ca obiectiv amintirea victimelor, răspândirea de informații care ne pot ajuta în a recunoaște un posibil criminal sau o posibilă situație negativă, și conștientizarea oamenilor ca astfel de situații să nu se mai repete. Precizări importante. Acest clip, la fel, va fi unul lung. Dacă nu vă plac clipurile lungi, nu-i nicio problemă, nu mă supăr, sunt activă și pe TikTok, unde postez clipuri scurte. Acest caz a fost ales de voi. Am postat un story în care am făcut un sondaj, iar Richard Ramirez a ieșit câștigătorul. Acest clip nu e inspirat din documentarul The Night Stalker de pe Netflix. După cum bine știți, mie îmi place foarte mult să vorbesc și despre viața personajelor despre copilăria lor încerc mereu să găsesc un răspuns, o cauză, ce anume îi determină pe criminali să facă ceea ce fac, să facă anumite fapte, să se comporte într-un anumit fel. Acest clip va avea capitole, astfel încât să vă fie mai ușor să-l urmăriți. Sunt sigură că mulți dintre voi cunosc deja crimele lui Richard, dar probabil nu știu nimic despre viața lui de dinainte. Așa că vom avea viața lui, crimele, arest și proces. Încă o precizare importantă, iar apoi începem. Crimele acestei persoane sunt foarte multe. Majoritatea făcute în același modus operandi, în același mod de operare. Eu în acest clip voi denumi toate crimele, dar le voi detalia doar pe cele în care el a făcut ceva special. Cele în care s-a întâmplat și altceva, nu doar același mod de operare. Voi începe în a detalia primele două, 3 astfel încât să înțelegeți ce fel de mod de operare avea, după care pe celelalte le voi denumi doar. Și am o întrebare pentru voi. Vi s-a mai întâmplat să vă regăsiți în personalitatea vreunui criminal sau să descoperiți că aveți aceleași boli mentale? Scrieți-mi în comentarii, sunt curioasă. Richard Munoz Ramirez, denumit și The Night Stalker. E născut pe 29 februarie 1960 în El Paso, Texas. Părinții se numeau Julian și Mercedes, erau refugiați mexicani. Richard era mezinul familiei, avea alți trei frați și o soră. Tatăl său, un mexic, era polițist, dar când s-a mutat în Texas, a găsit de muncă doar într-o ferovie din Santa Fe. Despre el, despre tatăl său, Julian, se spune că era o persoană foarte agresivă, inclusiv cu propria familie. Mama sa, în schimb, muncea într-o fabrică de încălțăminte și era constant expusă gazurilor toxice. Din păcate, în acele vremuri nu se vorbea foarte mult despre pericolul acelor substanțe. Angajații nu erau educați în acest sens. Prin urmare, nu se protejau. Mercedes, pe toată perioada sarcinii, a muncit în această fabrică și nu doar în timp ce era însărcinată cu Richard, ci și cu ceilalți frați. Ea inhala zilnic gaze toxice emanate de cleiuri și de coloranții pentru piele. Iar aici avem o curiozitate: multe persoane consideră că faptul că mama lui Richard inhala substanțe toxice în timp ce era însărcinată cu el. Asta ar fi contribuit la deteriorarea sănătății mentale a lui Richard. Deteriorare ulterior agravată, veți vedea de ce. Multe persoane cred că acesta ar fi motivul acțiunilor sale. Dar totuși nu a fost nimic dovedit științific în acest sens. Aceasta e doar opinia oamenilor care caută răspunsuri. La fel și frații săi. Unul e născut cu malformații osoase, iar ceilalți doi au probleme comportamentale. Nu se știe precis care din ei și cum. În timpul școlii, Richard nu are prieteni. E mai mult singur, e un copil foarte solitar și bineînțeles că și el are parte de, auziți, auziți, de bullying. Observați și voi faptul că bullying în școală e o caracteristică comună a multor criminali? Și totuși, după atâția ani de astfel de evenimente, bullying în școală încă e ignorat. El la școală era tachinat des de către colegii lui pentru că pe acea vreme Aspectul său era foarte feminin. Avea trăsături feminine. În pofida acestui lucru, ca persoană el era o persoană foarte calmă și liniștită. Era foarte atașat de sora sa, de Ruth, care se ocupa de el atunci când părinții erau la muncă. Era mai mult în preajma lui Ruth el. În afara bullying-ului mai există o caracteristică tipică Criminalilor, și anume loviturile la cap în copilărie. Richard, când avea 2 ani, a avut parte de o lovitură foarte puternică la cap, iar asta nu era singura. La 5 ani a căzut de pe un leagăn și s-a ales cu o traumă la cap care i-a provocat epilepsia. În timpul crizelor de epilepsie, bineînțeles că s-a lovit foarte des la cap. Atenție să nu înțelegeți greșit, e doar o teorie, nu e matematică. E o caracteristică a criminalilor. Asta nu înseamnă că dacă te-ai lovit la cap când erai mic, astăzi ești un criminal. Eu am toate caracteristicile lui Richard și încă n-am ucis pe nimeni. E doar o curiozitate cum de așa mulți criminali au aceste caracteristici în comun, de exemplu Ed Gein, despre care vorbisem, Albert Fish, la fel, sau clownul John Wayne și el a avut parte de lovituri la cap în perioada copilăriei. Lovituri care se pare că au modificat oarecum comportamentul lor. Aceeași chestie și cu bullying -ul. Iar la toate astea adăugăm și cât de important e ca un copil să crească într-un ambient sănătos, într-o familie care nu e toxică, pentru că tatălui Richard, Julian, era violent nu doar cu copiii, ci și cu soția. Și totuși, impactul cel mai mare și cel mai toxic asupra lui Richard l-a avut nu tatăl său, ci verișorul lui. Miguel, zis și Mike despre care vă voi vorbi mai târziu. Întorcându-ne la tatălui Richard, acesta avea probleme serioase de nervi. În sensul că, odată, în încercarea de a repara un robinet în casă, văzând că nu reușește, s-a enervat atât de tare, încât a luat un ciocan și a început să se bată singur în cap, până când și-a dat sângele. Acest episod nu era singular, câteodată el începea să se dea cu capul de pereți până la leșin. O chestie interesantă despre tatăl său e faptul că și el, la rândul lui, când era mic, avea parte de bătăi și violențe din partea tatălui și bunicului. Iar când crescuse, își jurase că el nu va face aceeași chestie și cu copiii săi, jurase că nu îi va bate niciodată. Dar probabil, văzând că pe el îl doare când se bate singur, ce a zis? Hai să-i bat pe alții. Și a început cu copiii, și soția. Și cam așa crește Richard. La școală era tachinat și acasă bătut. Tocmai din cauza bătăilor, încerca să stea foarte rar pe acasă. Ba chiar se spune că ar fi și dormit prin cimitire doar ca să nu stea acasă. Mai există o poveste cum că într-o seară tatăl său Julian l-ar fi legat pe Richard de o cruce în cimitir și l-ar fi lăsat acolo toată noaptea. Și așa crește Richard până la vârsta de 12 ani, când verișorul său Miguel se întoarce din armată. Miguel, zis și Mike, veteran de război, era eroul lui Richard. Cei doi încep să își petreacă cam tot timpul împreună. Acest personaj, Mike, va influența foarte mult dezvoltarea lui Richard. Încet încet Mike începe să-i povestească cum ucide și tortura oameni în Vietnam. Totul cu lux de amănunte. Mike spunea că descoperise că vietnamezii au o credință religioasă în care credeau că dacă rămâi fără o parte a corpului nu vei mai ajunge în paradis. Nu știu cât de adevărată e credința asta, dacă chiar o au sau nu, ideea e alta. Ideea e că Mike îi spune lui Richard că după ce aflase chestia asta, se distra mutilând oamenii, lăsându-i fără o mână, fără un picior și râdea de ei, pentru că acei oameni în acel moment sufereau și mai mult pentru că erau siguri că nu vor mai ajunge în paradis. Îi povestește și despre violuri, necrofilie, și chiar îi arată poze. Poze cu femei înainte și după viol, poze cu mutilări înainte și după, poze în care el ținea capuri tăiate în mână. Și se pare că Richard, văzând aceste poze, se excita. La 12 ani, hormonii lui Richard încep să-și facă prezența. E normal. Păcat că aceste poze și povestirile verișorului erau singurele sale exemple de ceea ce înseamnă un raport între două persoane. În concluzie, Richard vedea violența, mutilațiile și moartea ca fiind ceva excitant din toate punctele de vedere. Pe 4 mai 1973, când Richard avea 13 ani, verișorul său, Miguel, în urma unei certuri cu soția lui, o împușcă în cap, iar Richard era de față a văzut tot. Verișorul său Miguel intră în închisoare, dar după patru ani va ieși din închisoare, pe infermitate mentală. Se pare că într-adevăr avea foarte multe probleme psihologice. Pe atunci oamenii în armată nu aveau parte de ajutor specializat de ajutor psihologic, iar pe Miguel l-au lăsat să iasă după patru ani. După acest eveniment, începe degradul lent, dar sigur, al lui Richard începe să sară peste școală și devine consumator intens de Maria. A petrecut apoi o vară la fratele său Ruben, care nu era doar dependent de ci și un mare hoț și l-a învățat și pe el să fure. Apoi s-a dus să locuiască pentru o perioadă la casa surorii sale, la Ruth, probabil singura persoană pozitivă din viața lui. Aceasta pe atunci nu locuia singură, ci cu soțul ei, Roberto, iar Roberto e o altă persoană care îl va influența negativ. Roberto era foarte obsedat de se. Acesta seara îl lua pe Richard cu el și se duceau din casă în casă și pionau de la ferestre femeile în timp ce se dezbrăcau, în timp ce făceau duș. În această perioadă și Miguel, verișorul lui Richard, iese din închisoare. Și câteodată și el se ducea împreună cu Roberto și cu Richard să spioneze femei. Pe lângă Maria, în această perioadă a început să ia și droguri mai grele ca LCD, cola, începe să experimenteze și cu e cu religiile, după care se oprește la satanism. De asemenea, începe să fie și din ce în ce mai bun în a sparge apartamente și a fura pentru a-și satisface nevoile din ce în ce mai mari. Începuse să fure și din magazine. Tot în această perioadă, când avea 15 ani, a lucrat într-un hotel Holiday Inn, unde bineînțeles că îi fura pe clienți. Fura bani și obiecte de valoare. Fanteziile lui se creșteau mereu din ce în ce mai mult, așa că se strecura în camerele oaspeților, se ascundea după draperii și le spiona pe femei. Această obsesie sex a lui, de la o vârstă atât de fragedă, l-a condus la o tentativă de viol blocată de întoarcerea bruscă a soțului acestei femei. După această tentativă de viol, bineînțeles că a fost arestat, iar în instanță s-a apărat spunând că femeia era de acord. Având doar 15 ani și mi se pare că aceasta a fost prima sa faptă în care a ajuns în închisoare, l-au lăsat liber. Că despre acest cuplu, la un moment dat au renunțat ei în a mai merge la proces și nu au mai continuat această poveste. Și așa a crescut Richard. În 1984, pe când avea 24 de ani, se mută în California, în San Francisco. Iar acolo face prima sa victimă, o fetiță de doar 9 ani, Mei Lung. Fetița locuia în același hotel rezidențial unde locuia și Richard. Pe 10 aprilie, ea era în fața hotelului cu fratele ei, Căutau o bancnotă de un dolar pe care o pierduse. Richard îi spune să meargă cu el în cantină că jură că a văzut bancnota acolo. Odată ajuns în cantină, el o bate, o violează, o strangulează și o ucide prin înjunghiere cu cuțitul, după care, folosindu-se de cămașa fetiței, a atârnat-o într-un cui pe perete. Acest caz a fost un caz nerezolvat până în 2009. Abia atunci, cu ajutorul tehnologiei, polițiștii au găsit o potrivire de ADN și au atribuit cazul lui Richard. Pe 28 iunie 1984 are loc prima crimă confirmată ca fiind a lui Richard, pe Jenny Winkow, în vârstă de 79 de ani în Los Angeles. În acea seară era foarte cald, așa că femeia a lăsat fereastra deschisă. Richard aprofită de această fereastră pentru a intra în casa femeii, inițial cu gândul de a fura. Intră și începe să caute bani și obiecte de valoare, dar când vede că nu găsește nimic, se enervează. De nervi, o agresează pe Jenny, îi taie gâtul de la o ureche la alta că aproape o decapitase. Cum știm deja despre Richard, ce anume că violența îl excita, după ce a omorât-o, a abuzat de corpul ei. Trec apoi câteva luni de liniște, iar apoi din martie 1985 începe efectiv infernul. Atunci Richard parcă lasă să iasă monstrul care e în el. Dependența lui de cola îl făcea să fie nevoit să fure mereu din ce în ce mai mult, ajunsese să spargă două-trei apartamente pe zi. Nu mânca, nu bea și renunțase până să se și spele. Despre el se știe că avea dinții distruși. Asta era o caracteristică al identichitului său. Datorită drogurilor, pastilelor, alimentație nesănătoasă și neglijență, dinții lui erau distruși cu pete maro și avea o respirație urât-mirositoare. Victimele au spus despre el că mirosea insuportabil, a capră nespălată. Exact așa au descris mirosul lui Richard. Pe 17 martie 1985, cumpără un pistol, fură o mașină și începe să caute o victimă. Și o găsește. O găsește pe Maria Hernandez. Doar ce ajunsese acasă, era în fața blocului. Și când iese din mașină cu cheile în mână, Richard dă să o împuște în cap. Ea din instinct se apără și avea cheile în mână. Glonțul a nimerit cheile. Ea a profitat de chestia asta și s-a prefăcut moartă. Richard nu-și dăduse seama. Ea locuia în același apartament împreună cu o altă fată, iar Richard s-a dus o caute pe această fată. Fata, după ce a auzit împușcăturile și alergatul pe scări, s-a ascuns în teșgheaua din bucătărie. Richard intră în casă, stă liniștit și așteaptă ca fata să iasă singură de unde se ascunsese. Și exact asta s-a și întâmplat. Din păcate pe ea o împușcă mortal. Apoi el fură ce e de furat de prin casă, obiecte de valoare și bani, iar când iese, se întâlnește cu Maria Hernandez pe scări. El rămâne oarecum șocat și intenționează să ia din nou pistolul și să o împuște, la care Maria se uită la el și îi zice, mai ai împușcat deja o dată, ce vrei să mă împuși din nou? El auzind asta, o lasă în pace și pleacă. Se urcă în mașina lui și se duce în căutarea unei noi victime. Între timp, prima martoră a rămas în viață. O găsește pe Veronica Iu. Aceasta conducea spre casă, Richard o vede și începe să o urmărească. Veronica își dă seama că e urmărită. Trage pe dreapta, așteaptă să treacă Richard ca apoi să-l urmărească ea. Dar la un moment dat, amândoi sunt opriți de un semafor roșu. El iese din mașina lui, iar Veronica începe să îi urle că de ce o urmărește, la care el îi spune că nu o urmărește, ci doar credea că o cunoaște, dar se înșelase. Ea continua să urle, spunându-i că minte, iar Richard pune mâinile pe ea și încearcă să o scoată pe geamul mașinii, dar nu reușește. Atunci deschide portiera, intră în mașina ei și o împușcă de două ori. Între timp, Veronica reușește să iasă din mașină, iar când dă să fugă, Richard o împușcă din nou, de data asta letal. Veronica moare în urma acestei împușcături la cap. Câteva zile mai târziu, pe 26 martie, Richard simte din nou acea nevoie de a ucit. Și ca de obicei, fură o mașină și începe să conducă în căutarea unei noi victime. În timp ce conducea își amintește de o casă unde intrase cu ceva timp în urmă să fure și știa că proprietarii acelei case sunt bogați, așa că conduce spre ei. Proprietarii erau un cuplu ieșiți la pensie, Vincent și Maxim Zazara. Richard se cațără pe casă și reușește să deschidă o fereastră. Intră în casă și îl găsește pe Vincent a dormit pe canapeaua din living. Richard îl împușcă, iar glonțul zgârie urechea lui Vincent care se trezește speriat și încearcă să lupte. Richard împușcă din nou, de data asta letal, în cap. Apoi se îndreaptă spre dormitorul soției care auzise împușcăturile și se trezise. Și o întreabă unde sunt banii și bijuteriile, spunându-i să nu-l privească în față. Apoi îi leagă mâinile și picioarele și începe să cotrobăie prin casă. Între timp, Maxim reușește să se dezlege, pune mâna pe o pușcă care o ținea sub și o îndreaptă spre Richard. El se întoarce și în același moment în care Richard scotea arma din buzunar, Maxim apasă pe trăgaci. Și știți ce se întâmplă? Absolut nimic. Nu s-a întâmplat nimic pentru că pușca nu avea gloanțe. Mă gândesc doar dacă acea pușcă ar fi fost încărcată, câte vieți s-ar fi salvat. Dar nimic. Richard în acel moment se enervează și o împușcă de trei ori, o bate, o înjură, iar apoi îi scoate ochii și îi bagă în buzunarul lui. El încearcă să aibă raport și cu corpul acestei femei, dar era atât de nervos încât nu a reușit. Era nervos pentru că o femeie a avut curajul aproape să-l omoare. Pleacă de acolo, abandonează mașina furată la Hollywood ia un bus și se întoarce în apartamentul în care locuia în acea vreme, în hipercunoscutul Cecil Hotel. Pe 14 aprilie, iar fură o mașină și se duce la casa unui cuplu, William și Lilian II, și ei, doi pensionați. Lilian, în urma unui ictus, își trăia zilele pe scaunul cu rotile. Richard intră în casă pe fereastră și odată intrat în casă, încarcă arma. Iar William, veteran de război, deși dormea, cunoștea foarte bine acel sunet și s-a trezit. Scoate arma din sertarul noptierei, dar din păcate Richard a fost mai rapid și eficient cu arma, pentru că îl împușcă în față și apoi îl bate până leșină. Lilian dormea în camera alăturată, aude tot, dar nu se putea mișca. Dar al nostru Richard o găsește și pe ea. Îi leagă mâinile cu un fel de cătușe de fier, întreține raporturi intime cu ea, apoi fură obiectele de valoare și fuge. William, deși era grav rănit, reușește să se târască până în camera soției și sună la 911. Din păcate, el moare câteva ore mai târziu în spital. Pe 29 mai, în același modus operandi, Richard intră în apartamentul a două femei. Mabel Bell, de 83 de ani, și Florence Lang, sora ei. Mabel, în acea seară, lăsase ușa de la intrare descuiată, pentru că locuiau într-un orășel mic din Los Angeles, unde niciodată nu se întâmplă nimic. Iar ea era obișnuită să ai BMR ușa descuiată. În acea seară, pe la 12 noaptea, Richard intră în casă, caută un cuțit în bucătărie, dar nu găsește nimic așa de bun, așa că optează pentru un ciocan. Apoi intră în camera lui Florence și în timp ce ea dormea, el o bate violent cu ciocanul în cap, atât de violent încât ceasul de pe perete cade jos. Apoi, ieșind din cameră, fără să vrea, calcă pe ceas. Lăsând amprenta de pe minte pe ceas, și se duce în camera lui Mabel, urlând că ceea ce face e în numele lui Satana. O întreabă unde sunt bunurile de valoare, apoi și pe ea o bate cu ciocanul în cap. Dar parcă pentru Richard nu era destul de sadic ciocanul, așa că ia două cabluri și începe să o curenteze. După ce fură tot ceea ce e de furat, se întoarce în camera lui Florence și întreține raporturi cu corpul femeii. Apoi îi desenează pe o gambă steaua pentagramă. Aceeași stea o desenează și pe perete deasupra patului, în ambele camere. Mabel, din păcate, moare, iar Florence reușește să supraviețuiască. A doua zi, pe 31 mai, intră în casa unei femei de 41 de ani, Carol Kyle, care locuia împreună cu fiul ei de 11 ani. El îi leagă pe amândoi, apoi cotrobăie prin casă, căutând, ca de obicei, Obiecte de valoare, dar nu găsește nimic. Se enervează, o târâie pe femeie de păr în camera ei și o întreabă unde sunt obiectele valoroase. Ea spune că singurul ei obiect de valoare e verigheta și i-o dă. Apoi o violează de mai multe ori și între timp îi spune să nu privească în față. După ce, într-un final, Richard se termină, îi spune femeii că pentru vârsta ei nu-i e bună de. Și nu o omoară, o lasă în viață. Dar înainte să plece, o amenință. Îi spune că dacă îi va spune cuiva, se va întoarce și îi va omorâ pe amândoi. Carol se duce la poliție și îi ajută să construiască un identikit. Identikitul definitiv al lui The Night Stalker. Aceasta era supra denumirea lui. Autoritățile au publicat acest identikit, sfătuindu-i pe oameni să încuie ușile, să închidă ferestrele. Carol totuși nu era mulțumită de acest identikit. Ea a povestit că oricât încerca să îi explice celui ce desena trăsăturile lui Richard, acesta nu reușea să o înțeleagă și nu reușea să pună pe hârtie ceea ce ea îi spunea. Acest identikit nici mie nu mi se pare că seamănă cu Richard. În acea perioadă, magazinele care vindeau arme erau pline și doar despre asta se vorbea în acel oraș. Câteva zile mai târziu, Richard, ca de obicei, în încercarea de a găsi o casă de unde să fure, încearcă să intre în casa unui polițist, dar fără succes. În timp ce el încerca să deschidă o fereastră, acest cuplu s-a trezit. Richard a observat că s-a trezit, s-a răzgândit și a plecat. În curtea lor, sub geamul pe unde Richard vroia să intre, au găsit o amprentă de încălțăminte. Pământul era umed, iar amprenta era foarte bine vizibilă. Era amprenta unor adidas marca Avia, numărul 11,5. Acest număr în Europa corespunde 45 jumate. Pe atunci încă nu existau testele ADN, iar pentru polițiști să găsească o amprentă perfectă era aproape un lux. În acea seară Richard a fost oprit de poliție, iar această întâmplare e oarecum amuzantă să-i spun așa, ca să nu plângem de incompetența altora. În timp ce polițistul l-a oprit pe Richard pentru un control normal, în acel moment, polițistul i-a avizat prin stația radio de acea infracțiune, iar Richard aude tot. Îi spun că The Night Stalker e în zonă, a încercat să intre într-o casă, a lăsat o amprentă și că conduce o Toyota albastră, exact mașina pe care polițistul o oprise. Richard înțelege imediat că trebuie să fugă. Dar polițistul e mai adormit și nu face repede legătura. Nu se gândește deloc că e posibil să-l fi oprit chiar pe The Night Stalker. Deși Richard e mexican, îmbrăcat în haine închise la culoare, ochii negri, corespundea lui și conducea o Toyota albastră. Pentru acest polițist, chestia asta nu era de ajuns. Acest polițist, agentul Stavro, se duce la Richard și râzând glumind îi spune Hei tu, nu e că ești tu ăla care îi omoară pe oameni în casele lor? Și începe să râdă. La care Richard se uită și zice, nu bro, nu bro, ce ai? Și râde și el. <laughs> ok. Dar Richard spontan iese din mașină și se pune pe fugă. Și fuge repede și mult. Inițial polițistul nici nu-și dăduse seama ce se întâmplă. Apoi acest agent, Stavros, controlează mașina. Și găsește un portofel cu 100 de dolari în el și o carte de vizită la un dentist, Dr. Peter Leung. Doi detectivi se duc la acest dentist și descoperă că un anumit Richard Menia a fost acolo. Era bineînțeles un nume inventat de Richard pentru a se putea duce la dentist. Dentistul a spus că după părerea lui, acest Richard Mania e The Night Stalker și că dinții lui erau atât de stricați și într-o stare agravată și dureroasă încât cu siguranță s-ar fi întors la el, la control. Atunci, pentru o perioadă, poliția a plasat câțiva agenți de poliție sub acoperire în acel cabinet, în așteptarea lui Richard, dar el nu s-a mai întors la acel dentist. În acea zi, Richard a violat o fetiță de șase ani în Arcadia. A doua zi, tot în Arcadia, după întâmplarea cu agentul de poliție, Richard atacă din nou. Victima e o fată de 32 de ani, Patty Elaine, și o atacă în același modus operandi ca și pe celelalte victime. A furat, a bătut-o, a omorât-o, a violat -o. Din păcate, această crimă nu a fost niciodată atribuită lui Richard oficial. Pe 2 iulie atacă din nou victima Marie Louise, în vârstă de 75 de ani. În același mod, trei zile mai târziu, Richard a bătut cu sălbăticie o fată de 16 ani cu o tijă de metal în cap. Apoi, pentru a o ucide, decide să folosească un cablu cu care începe să o sugrume. Dar la un moment dat se întâmplă ceva ciudat, în timp ce o sugruma începe să vadă un fel de fum umbră de culoare albastră care ieșea din corpul fetei, ca și cum ieșea sufletul în acel moment. Richard s-a speriat și a fugit. Datorită acestei întâmplări ciudate, fata a supraviețuit. Pe 7 iulie, Richard intră în casa lui Joyce Lucille Nelson, care locuia singură. Această femeie avea doi copii care nu locuiau cu ea, dar au avertizat-o în legătură cu Dana Nike care i-au spus să se închidă bine în casă. Lucille le-a răspuns că nu vrea să fie prizonieră în propria casă. Din păcate, Richard intră și în casa ei, tot pe fereastră și a găsit-o pe canapea dormind. Îi pune pistolul la o tâmplă, iar femeia se trezește și începe să urle, spunându-i să iasă din casă. Richard se enervează și o bate până o omoară. A fost atât de violent cu ea, încât i-a lăsat pe față faimoasa amprentă de la Adida și Avia. Doar trei ore mai târziu, o altă femeie e victimă, Sophie Dickman, de 63 de ani. În același mod, iar când a vrut să o violese, nu a reușit să aibă o erecție. După ce furase tot ce era de furat, a pus-o să jure pe satana că nu mai are nimic de valoare. Ea jură, iar apoi el pleacă și o lasă în viață nu o omoară. Pe 20 iulie intră în casa lui Maxon și Lela Kniling și i-a ucis cu brutalitate cu ajutorul unei macete cumpărate cu câteva zile în urmă. Corpurile lor au fost măcelărite iar capurile aproape decapitate. Câteva ore mai târziu atacă un alt cuplu, China Rong și Somkid Covenant. Aceștia aveau doi copii de 8 ani și de 2 ani. Pe bărbat l-a ucis instant cu un glonț, iar pe soția lui a avut raport cu ea, a obligat-o să îi facă oral și a bătut-o. În camera alăturată se aude o alarmă. În camera copilului de 8 ani, Richard îl găsește, îl leagă, apoi se întoarce la femeie, urlă la ea să-i spună unde sunt banii și apoi pleacă. A încheiat acea noapte cu peste 30.000 de dolari în bijuterii și numerar. Pe 6 august, alt atac, alt cuplu. Virginia și Chris Peterson. Virginia a supraviețuit miraculos unui glonț care nu intrase în creier, iar Chris înțelesese repede că erau atacați de The Night Stalker și încearcă să-l oprească, dar nu reușește. Richard fuge. Două zile mai târziu, pe 8 august, altă mașină furată, alt atac. Victimele, Sakina și Elias, în același mod. Iar aici, în timp ce a abuzat de femeie, copilul ei de 3 ani se trezește și se duce la ei. El în acel moment când îl vede se enervează pentru că copilul plângea și îi spune femeii să-l facă pe copil să atacă. Ea, deși în acel moment era foarte speriată, își cheamă copilul lângă ea și începe să-i cânte, să-i cânte de noapte bună. Și nu știu cum reușește să-l calmeze. Elias, soțul, moare din cauza unei împușcături în cap, dar pe ea și pe copil îi lasă în viață. Pe 18 august, mică paranteză, jur că aproape am terminat cu crimele. Puțină răbdare, știu că e greu, dar acest om a fost... Un monstru, a făcut prea multe. Mai am puțin. Cum spuneam, pe 18 august, Richard alege casa unui alt cuplu. Peter și Barbara Penn, de 66 și respectiv 62 de ani din San Francisco. Da, pentru că el ieșise din Los Angeles. Atacul a fost același. A ucis întâi bărbatul, apoi a bătut și a abuzat femeia, dar de data asta a și omorât-o. Și aici a lăsat faimoasa amprentă Avia. După această amprentă, agenții de poliție îi întreabă pe cei de la Avia câte perechi de acel model de încălțăminte numărul 11 jumate au distribuit în America. Ei bine, se pare că au distribuit doar 6 perechi. 5 în Arizona și una în Los Angeles. Una. Richard cumpărase singura pereche care exista în Los Angeles. În acest moment, bineînțeles că autoritățile nu vroiau ca această informație să fie publică, pentru că acest detaliu era singura lor posibilitate de a-i atribui crimele lui Richard pe cât de logic pentru noi, pe atât de inutil pentru primarul din San Francisco, care, cum a auzit că aceeași amprentă a fost găsită în orașul lui, a lăsat un comunicat de presă unde a povestit tot. A vărsat tot. A vorbit despre amprentă, despre încălțările avia și, bineînțeles, că totul a ajuns la televizor. Iar chestia asta a compromis serios ancheta polițiștilor. Chiar ei au spus-o. Iar Richard, după ce a văzut acest comunicat de presă, bineînțeles că s-a descălțat, a luat frumușel pantofi și i-a aruncat într-un lac. Deja Richard începuse să se mute dintr-un oraș în altul. Acum că și-a aruncat și încălțările, șansele erau slabe. Șansele să-l mai prindă erau foarte slabe. Din fericire, Richard se întoarce în Los Angeles. Pe 24 august au loc ultimele sale două atacuri. Furase o Toyota. Nu înțeleg de ce fură mereu Toyota. E mai ușor de furat sau de ce? Era seară, era târziu și conducea tiptil, încet și cu farurile stinse Toyota lui Portocalie. Furată, bineînțeles. La un moment dat, un băiat de 13 ani, James Romero, care își repara scuterul în curtea sa, observă mașina. O observă, țineți minte că apoi ne reîntoarcem la el. Richard își alege casa. Alege casa lui Bill și Carol de 29 și respectiv 27 de ani. Îl omoară pe Bill cu trei împușcături în cap, apoi are raporturi cu Carol și îi spune Știi cine sunt eu? Eu sunt The Night Stalker." fură obiectele de valoare din casă și, din fericire, nu o moară și pe Carol. Ba chiar înainte să plece, îi zice așa, Spunele lor că The Night Stalker a fost aici. Când se întoarce la mașină, face o chestie pe care nu o făcuse niciodată până în acel moment, și anume să-și dea mânușile jos. Era foarte cald afară. Dar și probabil din cauza faptului că acum era prea sigur pe el, ca și cum, ha-ha-ha, oricum nu mă veți prinde niciodată. Cred că Devenise oarecum arogant și încrezut. Începe să conducă și înainte să abandoneze mașina, o curăță bine de amprente. Dar uită una. Vă amintiți băiatul care îl observase, Romero? Ei bine, acest băiat, după ce l-a observat, a sunat imediat la poliție. Spune că persoana pe care a văzut-o în acea mașină poate fi The Night Stalker. The Night Stalker despre care toată lumea vorbește. Și dă polițiștilor primele trei cifre de la numărul de înmatriculare, pentru că doar atâta își mai amintea. După patru zile, polițiștii găsesc mașină. O controlează, și găsesc acea amprentă. Cum Richard avea antecedente penale, era în database-ul de la poliție, iar această amprentă a găsit în acel database potrivirea. Acum polițiștii aveau un nume și o față, Richard Ramirez. Poza cu fața lui ajunge pe toate ziarele posibile și toate televiziunile vorbeau despre asta. Pe 30 august, mereu 1985, suntem încă în 85, Richard încă nu știa că a fost identificat. Exact în acea dimineață se vorbise despre el, dar el era într-un bus din Arizona spre Los Angeles. Odată ajuns în Los Angeles, era circa șapte jumate dimineața, se oprește într-o cafenea și la un moment dat vede două femei care îl indicau cu degetul. În acel instant încă nu-și dăduse seama ce se întâmplă de ce acele femei îl indicau dar câteva secunde mai târziu și-a întors capul spre un stand care vindea ziare și a văzut mare poza lui pe ziare și imediat o taie la fugă. Între timp, bineînțeles că persoanele care l-au văzut au și anunțat autoritățile. În fuga lui încearcă să fure și o mașină, dar fără succes. În acel moment era urmărit de civili, polițiști și elicoptere. În fuga sa ajunge într-o zonă din Los Angeles unde locuiau majoritatea mexicani. Și aici fac o mică paranteză. Când se aflase că The Night Stalker era mexican, chestia asta pentru această comunitate a însemnat un dezastru. Deja mexicanii în America în acea perioadă aveau parte de rasism zilnic și combăteau foarte mult pentru drepturile lor, acum vine un monstru și le distruge tot. Să zicem că această comunitate unde el prin fuga lui a pus picioarele, îl urau în mod special, cu siguranță mult mai mult decât civilii americani. Și aici încearcă să fure două mașini. La cea de-a doua încercare, proprietara mașinii, Angela de la Tore, începe să urle El Matador, El Matador, ceea ce înseamnă criminalul, criminalul. Pentru că l-a recunoscut. Soțul femeii, fără să ezite, ia o bară de fier și o dă direct în cap lui Ramirez, fără să se gândească de două ori la consecințe. Atât de mult îl urau pe Richard. Totuși Richard nu cade la pământ și se pune iar pe fugă. Oamenii începeau să iasă din casele lor, tot mai mulți, bărbați în îl urmăreau Se zicem că se crease ceva aglomerație în urma lui, aproximativ 100 de persoane îl urmăreau și într-un final îl prind și îl bat dar îl bat atât de bine l-au bătut până când au ajuns polițiștii eu mereu vă spun că bătaia nu e ruptă din rai sunt împotriva violenței și totuși parcă-parcă în acest caz aș face o excepție Polițiștii îl arestează, iar procesul lui are loc abia peste trei ani. În ciuda tuturor probelor pe care polițiștii le aveau, procesul e un proces lung și complicat. Și aici nu am să vă spun toți anii de proces pentru că nu s-ar mai termina clipul, dar am să vă spun câteva curiozități interesante, și vă voi și lăsa câteva clipuri. Richard, în arest, spune polițiștilor că un detectiv va fi împușcat în cap. Și că această ucidere a fost planificată de el. Ulterior, tribunalul, în urma acestei declarații, ia măsuri. Pune un detector de metale la intrări. Pentru o perioadă nu se întâmplă nimic, dar pe 14 august 1988, o femeie din juriu în acea zi nu a fost prezentă la proces, iar câteva ore mai târziu au găsit-o moartă, în urma unei împușcături în cap. Toți acum erau terorizați pentru că se gândeau dacă nu cumva Richard are în afara închisorii cunoștințe care îi executa ordinele. Dar într-un final, după investigații, reiese faptul că această întâmplare a fost doar o super cringe, ciudată coincidență. Phyllis fusese ucisă de către logodnicul ei, care apoi s-a ucis cu același pistol. O altă curiozitate e faptul că tatăl său, Julian, a testimoniat la proces în favoarea lui Richard. A și mințit încercând să-l acopere pe Richard. Pe 20 septembrie 1989, Richard Ramirez e declarat vinovat de 13 crime. Chiar dacă știm cu toții că crimele au fost mult mai multe, dar Anumite crime nu au putut să îi le atribuie lui Richard din cauza lipselor de probe, și de asemenea lipsesc toate crimele care includ copiii. Detectivii, pentru a-i proteja din punct de vedere psihologic pe copiii supraviețuiți, au decis să nu ducă în instanță și cazurile lor. Prin urmare, lipseau foarte multe crime. Pe 7 noiembrie 1989 e condamnat la moarte în camera cu gaz. The media. The Aici chestia interesantă e că deși a fost condamnat în 89, prin 2007 încă era în libertate Richard al nostru, încă își aștepta sfârșitul zilelor. Și în așteptarea lui nu s-a plictisit deloc. Ba chiar își refăcuse și dinții între timp în închisoare. Și aici nu înțeleg o chestie. Era condamnat la moarte. De ce i-au refăcut dinții? Ca să moară mai frumos, mai elegant, Chestia asta n-am înțeles-o. Risipă de material degeaba. În titlul acestui clip v-am scris cel mai iubit criminal. De ce? Pentru că în tot acest timp în închisoare era ocupat să citească sute, dacă nu chiar mii, de scrisori de dragoste și poze sexy venite din partea admiratoarelor. Avea o grămadă de admiratoare. Toate aceste femei sufereau de hibristofilia, eu în engleză acest cuvânt, nu știu, nu l-am găsit în limba română. Oricum, e o tulburare mentală recunoscută de către medicină, în care um, femeile sunt atrase din punct de vedere sexual de către criminali. Așa se face că Richard, cazană nostru, se căsătorește în închisoare cu Dorian Lioi pe 3 octombrie 1996. Această femeie pentru ani de zile a spus că dacă îl vor ucide pe Richard și ea se va ucide. Dar în 2009 a ieșit la iveală cazul lui May despre care am vorbit la început, despre fetița de 9 ani. Iar atunci Dorin l-a lăsat pe Richard. Până și Dorin avea limitele ei. De tipul să omore adulți, să-i bați, să-i violezi și așa mai departe, e ok. Copiii nu totul până la copii Richard nu a suferit deloc această despărțire pentru că după nu mult timp s-a logodit din nou iar acum trecem la întrebarea multora i-au făcut control psihologic lui Richard avea boli mintale They most humans have in them the capacity to to commit murder he choose not to not because but because they are imprisoned in whatever responsibilities commitments beliefs and Richard Psihiatrul Michael Stones l-a descris pe Richard ca psihopat devenit, nu născut deja psihopat. Cum am descris deja, ambientul toxic în care a crescut l-a făcut să devină psihopat. Avea și o tulburare schizoidă de personalitate. Pe 7 iunie 2013, Richard moare într-un spital din California din cauza unui limfom, un tip de cancer la nivelul gâtului. În acea perioadă avea și hepatită. Și, în sfârșit, am terminat cu acest caz care pentru mine, din cauza faptului că astăzi filmez pe jos, l-am simțit etern. Mi-au amorțit picioarele și mă doresc spatele. Ne vedem luni la ora 18. O seară bună vă doresc!